Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la o ediție specială dedicată campaniei electorale și discuțiilor cu privire la proiectele politice. Vom discuta diverse teme, diverse proiecte din partea tuturor candidaților și partidelor sau invitaților care, de fapt, susțin candidații pentru alegerile prezidențiale care, iată, au loc peste puțin timp. Astăzi vorbim despre candidatul PSD, este vorba de doamna Viorica Dăncilă, fost prim-ministru. Spun fost pentru că știm foarte bine, guvernul nu a trecut moțiunea de cenzură și a trebuit să fie demis, însă Viorica Dăncilă, fostul prim-ministru, a rămas în cursa electorală, a fost la Constanța prezentă și și-a prezentat, de fapt, și-a expus, am putea spune, platforma program. Invitatul meu de astăzi este domnul George Vișan, deputat în Parlamentul României, membru Comisia de Economie, Reforme și Privatizare. A fost și domnul Vișan în staful de campanie al doamnei Dăncilă. Au mers, au prezentat comunităților dobrogene platforma programa PSD și, până la urmă, punctele importante cu care doamna Dăncilă vine în campanie și pentru care cere votul. O să rog pe domnul Vișan să ne vorbească despre ziua de ieri și după aceea discutăm și despre modul în care PSD a decis ca Viorica Dăncilă să fie candidat. De ce Viorica Dăncilă? Care este, de fapt, șansa, background-ul și multe, multe alte aspecte care de foarte multe ori sunt subiect de dezbatere în spațiul public. Bun revenit, domnule Vișan! Bună seara, mulțumesc în primul rând pentru invitație. Mulțumim și noi pentru faptul că ați onorat-o și mulțumim pentru faptul că expuneți aceste teme, pentru că pe toți ne interesează, ne trebuie să mergem la vot și deopotrivă trebuie să ne informăm. Este foarte corect. Fiecare cetățean trebuie să fie bine informat, să afle despre fiecare candidat în parte, care este adevărul despre activitățile pe care fiecare le-a desfășurat. Am început de dimineață un pic mai răcoroasă a fost și vremea, după care am plecat de la Ciobanu spre Murfatlar și spre seara am ajuns la Ciobanu. V-ați întâlnit sau pur și simplu la Constanța, după aceea Ciobanu, Murfatlar? Nu, la Ciobanu a fost prima activitate politică electorală, unde am așteptat-o pe doamna președinte Dăncilă. Ne-am întâlnit cu cetățeni din Ciobanu, Hârșova, Seimeni, Saraiu. Da, satele limitrofe și orașul Satele Hârșova, din acea zonă, da. E foarte important pentru că acolo sunt oameni care trăiesc, de fapt, la nivelul de jos al societății. Cetățeni normali care vor, de fapt, să se informeze și faptul că nu ajungi într-un oraș unde, totuși, societatea este stratificată, are diverse elemente. Un alt nivel de trai. Da, un alt nivel de trai. Un alt acces la... Exact. Și este și un mod de a putea ajunge și să vezi starea reală a cetățenilor după ce ai făcut reformele. Asta și a și dorit doamna premier să vadă exact care sunt condițiile în care cetățenii trăiesc primarii, cu ce probleme se lovesc în acea regiune, care nu este una dintre cele mai bogate, cele mai dezvoltate ale județului nostru. Oamenii sunt calzi, cum, să știți. În modestia lor, oamenii sunt calzi, au primit-o în mijlocul lor, au făcut poze, au discutat, și-au dat mâna, s-au îmbrățișat. Doamna premier chiar a empatizat cu toți, da, a intrat în mijlocul lor și și-a petrecut câteva zeci de minute bune până am urcat pe scenă împreună cu toții și acolo ați vorbit, de fapt, le-am transmis mesajele noastre și gândurile noastre. La Murfatlar, cum a decurs vizita? O zi superbă de toamnă. Însorită, după amiază, probabil, da? Cu un soare superb, cu un colorit specific toamnei, cu un cer senin și cu un albastru desăvârșit. Da, plăcută căldură de toamnă și acolo. Un lucru care pentru unii a fost ceva mai extenuant. Unul dintre cetățenii care au participat la această activitate s-a resimțit la finalul activității. Doamna premier fiind în zonă, am mers până la dânsul să se asigure că totul este în regulă. Un echipaj al salvării care era în proximitate a venit și a acordat ajutorul. Cum au decurs discuțiile la Murfatlar? La fel, oamenii foarte, foarte calzi și mai calzi și datorită vremii. Ne-am bucurat cu toții de acest traseu pe care împreună l-am parcurs și cu doamna după Murfatlar? Premier.
Am vizitat un centru de plasament din Tomis Nord. Ne-am întâlnit și cu câțiva cetățeni care Erau acolo pe stradă, s-au da? adunat că Da? nu știau ce se Ad hoc, întâmpla, nu? da. La fel de cald și deschis, ceea ce pe mine unul mă bucură. Lumea s-a schimbat, e mult mai deschisă, nu mai este așa de Știți că, vehementă de și fapt, viscerală în sentimente. Este antagonizată, de fapt, în discursul public. E un discurs violent. Este și alimentat de grupurile care susțin diferiții candidați. Se invocă tot felul Da, din de... păcate, mesajele acestea manipulatorii din mediul online au ajuns și în viața reală. Păi da, că Și se manifestă fără să vrei. S-au manifestat prin comportamente care nu sunt de obicei normale. Nu e un comportament pe care îl caracterizează pe român înjurătura și invectivele. Și mai ales Noi dacă suntem sunt... toleranți și mai ales aici, în Da, Dobrogea, cred unde că noi suntem foarte toleranți avem... Nu, și și avem... primitori prin natura Da, noastră. suntem mai relaxați și pe de altă parte nu poți să aduci injurii unei femei. Cu atât mai mult, dar Am auzit de multe ori colegi din se presă întâmplă. care au, mă rog, au vorbit în fel Unii și chiar chip. se simt bine Da. când Da, înjură o dar nu, femeie. nu, nu Da. e, nu este, nu este normal. Mi se pare complet neprofesional și trivial în același timp și lipsit de bun simț și de Și educație. educație, în Da, primul rând, da. da. E în spațiu public o dezbatere aprinsă dacă Viorica Dăncilă candidează și dacă doamna Dăncilă să fie cea care câștigă și nu Iohannis, dacă Iohannis câștigă și nu Viorica Dăncilă, pentru că s-au grupat cele două armate, să spunem bine, la figurat vorbim armate politice, cea care susține candidatul PSD și cea care susține candidatul PNL, că de fapt Iohannis candidează din partea PNL. De ce doamna Dăncilă și de ce nu Iohannis? Cum a justificat, să spunem, staful de partid? Cum a justificat Păi, vedeți PSD? dumneavoastră, Știți că noi în spațiul public apar socialdemocrații, tot da, felul de noi multe... socialdemocrații suntem ceva mai sanguini, mai apropiați Da. de popor. Se vede și în atitudinea doamnei premier, care e un om normal, un om din rândul oamenilor. Uitându-ne la figura de ceară de la Cotroceni, tot timpul exprimă o aroganță, o superioritate, o comoditate, o detașare față de ceea ce se întâmplă cu adevărat în România. Și atunci acest comportament îl induce și celor de la liberali. E, aici e normal să Și cred, antagonizăm. credeți că astea sunt, Și românii astea alimentează, vor cerne și vor discerne. alimentează această dezbatere violentă, alimentează și... O alimentează zi de zi Da? președintele prin atacul direct către PSD. Dorim să distrugă un partid care a adus creștere economică și asta spun cifrele pe care le prezintă INSE-ul, pe care le prezintă Eurostatul la nivel european. Suntem a doua economie în creștere la nivel european. Cifrele nu mint niciodată, chiar dacă ei încearcă să manipuleze și Au să apărut, mintă știți că apar poporul. tot felul de dezbateri în spațiul public legate de îndatorare, legate de ciuma roșie, legate de Legate de îndatorare. justiție, legate de penal, Suntem legate de nu știu la cine. un nivel scăzut de îndatorare publică, 31-35% nu Față este, de da, față 90-80 de alte state europene, 90-80, da. peste 100% Astea sunt date statele Eurostat. din peninsula iberică, da, date prezentate de Eurostat, Da. vorbim numai pe cifre oficiale, nu ne Da. permitem să manipulăm cum manipulează alții. Și românii simt bunăstarea în propriile lor buzunare. Pot să se plimbe liniștiți și străzile sunt din ce în ce mai aglomerate, ceea ce pentru mine este un factor al creșterii nivelului de trai. Pentru că oamenii își permit să iasă și să... Își permit Da? să iasă, își Da? permit Sau... să se plimbe, să meargă în concedii, să-și facă weekendul la munte, la mare, când avem sezon estival. Care a fost prima reacție în PSD după căderea guvernului? Cum au primit E normal liderii? să Cei care, de fim fapt, cei care contează? dezamăgiți, Cei care să fim contează în partid? dezamăgiți, pentru că dacă ați urmărit și cred că Da, toată am lumea a urmărit fost toți cei atentă din presă, la da. acest eveniment, noi am fost dezamăgiți pentru că
foști colegi de-ai noștri, că nu le pot spune altfel, au trădat și au votat o moțiune inițiată de opoziție din care fac partidele de dreapta. Au făcut un joc politic pe niște promisiuni. Adică au lăsat anumite lucruri pe care cu le aveau în alianță ceva, cu dumneavoastră. Ceva motive au stat în spate de au făcut acest pas împotriva electoratului pe care ei până la momentul acela l-au reprezentat și care electorat i-au trimis în Parlament. Da, i-au trimis, da, pentru că au votat și au făcut alianța. Ei au candidat pe listele Partidului Social Democrat și cei de la Pro-România care au votat și au și semnat moțiunea și cei trei care au semnat și au plecat. Când spuneți la în 2016 moment. Au candidat. În 2016. Și după aia rupurile. Da. Pro-România a apărut în mandatul 2016. Da, știu. La asta am crezut 2020, că vă referiți acum la alegerile... Nu vorbim de europarlamentare, de cele generale din 2016, decembrie. Exact, da. Bun, și după aceea stafful s-a reunit și proiectul, de fapt, acum este susținerea doamnei Dăncilă. Păi, joi am avut moțiunea, ne-am revenit rapid pentru că sâmbătă am avut evenimentul oficial de lansare a candidaturii doamnei președinte, Viorica Dăncilă. Toate regiunile s-au regrupat, liderii s-au regrupat și mergem în spatele doamnei ca o armată disciplinată, așa cum am fost de fiecare dată. În afara, mă rog, imaginii TV, că la TV, de fapt, orice lider, orice staff de partid nu afișează, de fapt, realitatea stării interioare, fie a grupului de partid, fie a liderului. Cum ați percepe pe doamna Dăncilă după ce a plecat din spatele, din fața camerelor, să spunem, la partid, la discuțiile de acolo, dintre dumneavoastră, dintre lideri, dintre stafful care, într-o anumită măsură, a făcut o analiză. Au fost momente în care dezamăgirea era afișată pe fața dânsei, dar a trecut repede și ne-am reorientat pe traseul care trebuie să mergem de aici încolo, intrând în opoziție. Asta este jocul democrației. Acesta este jocul democrației. Da, și jocul politic. Și, normal. Corect, alternanța la putere, așa s-a decis prin vot democratic, mergem în opoziție, facem campanie, că eram deja în campanie pentru prezidențiale. Da. Că oricum, și convingem românii că tot ce am făcut noi până acum a fost făcut în interesul românilor și României. Și candidatul nostru aici o dezbatere mare legată de, mă rog, de politică și bine, există grupuri și grupuri care își dispută supremația. Știți că de fapt și în de fapt spațiu e public... simplu, având un președinte cum a fost Iohannis, fără proiecte realizate în acest mandat. Ce nu v-a plăcut la Iohannis? Care ar fi punctele tari, punctele slabe? Da, sunt multe. Puncte tari. Nu știu, puncte tari poate că este înalt. Da, este înalt, are o statură. Și cam atât. Dar nu mi-a plăcut când și-a aruncat paltonul pe capota mașinii. De ce trebuia să fac asta? Mi se pare un gest de aroganță. Da? Nu se cade pe la un președinte să-și arunce paltonul pe capota mașinii. Nivelul acela nu. Credeți că ar fi un președinte mai bun doamna Dăncilă față de Iohannis? Ne-a promis că nu iese la televizor să poarte discuții cu miniștri, cu premierul și fix asta face. Iese ca un cuc la ora 6 și ne dă câte un comunicat pe care îl citește așa. Și îl servesc consilierii. Domnul Băsescu mai făcea la fel tot așa. Da, așteptăm să iasă cucul la ora 6 să vedem ce ne mai comunică. De ce credeți că ar fi mai bun ca președinte, ar fi mai bună doamna Viorica Dăncilă în comparație cu Iohannis? Păi uitați-vă în ultimele 20 de luni cât s-a preocupat de fiecare problema României, a românilor, cum a tratat fiecare situație implicată acolo până jos la firul ierii, până la talpa țării. Credeți că asta o recomandă? Doar asta o recomandă? Cum a mers și a reprezentat interesele, dacă vă duceți aminte, la Bruxelles, cu fruntea sus, cum a răspuns pentru fiecare întrebare adresată de parlamentarii europeni, atunci când a fost audiat în Parlamentul României. A fost și un staff. Ați văzut cât de bine a gestionat tot parcursul celor 6 luni când România a deținut președinția rotativă. Până și Iohannis a recunoscut la Bruxelles toate meritele cabinetului Dăncilă.
într-un moment probabil de sinceritate destul de rar al președintelui Iohannis. Da, este supărat, președinte. Sunt că n-a reușit să ne unească. A început mandatul cu cuvântul acela ghinion și cred că cuvântul ăsta l-a urmărit pe tot parcursul Am înțeles. Acestui mandat. I-a pus jurnaliștii întrebarea și n-a putut să iasă din încurcătura aia. I-au pus întrebarea, cred că era Claudiu Pândaru, nu știu, la Adevărul, probabil era într-un... Da, mă aduc aminte. Cred că în campanie a fost în campanie, da. Una dintre puținele dezbateri la care a participat și de acolo cred că și n-a putut a înțeles ieși că din nu poate să facă față unei dezbateri de acest gen și s-a retras. E greu să justifici cele 6 case, mă rog, 5, că una s-a dovedit că a dobândit-o prin us de fals. Bine, dar fals. Și la fel spun despre liderii PSD că sunt corupți și că... Despre Viorica, cred că Viorica Dăncilă nu se poate spune nimic. Generic, vorbim despre lideri că, mă rog, au făcut tot felul de lucruri care sunt în afara legii. Știți bine discursul public. Toți cei public. Care au greșit și inclusiv public, Liviu că... Dragnea au suportat consecințele legii. Cum vedeți moțiunea? Cum a fost moțiunea? Cum ați perceput-o în calitatea dumneavoastră de deputat? Fără, bine, excludem că facem parte dintr-un grup politic al PSD. Este a treia moțiune la care particip. Două dintre ele le-am votat, să nu greșesc. Și, nu, doar la una am votat-o, pardon, că au mai fost și au căzut. Asta cred că a fost cea mai urâtă. Pentru că am văzut colegi care... În ce sens urâtă comportamental, etic, da, valoric? Da. Nu. Ca și ca decență politică? Sau cum? Ca și... Au coborât prea jos și discursul și comportamentul. Totuși e un for legislativ unde ai pretenția unde că... teoretic ar trebui ca toți politicienii decența, dumneavoastră să fiți respectul, colegi acolo pentru da. Proiectul României Comun. Adică pentru ceea ce trebuie să facă... Să fie la ei acasă, da. Dar... Da. Ce să facă Parlamentul pentru Din România. Păcate, USR a primit un vot prea mare pentru cât pot face ei pentru România și au făcut doar circ de la începutul mandatului și până acum. Au continuat inclusiv în ziua votului pe moțiune. Cei de la PNL la fel au intrat și în acest joc. Și inclusiv da, am văzut că v-au atacat acolo. A fost și o chestie așa la propriu, mă rog. Da, inclusiv incidente. Comportamentul da, incidente, agresiv am văzut, al lui am văzut. Victor Ponta, care nu se am cade. Am urmărit da, acolo, da. Mă rog, toate... Cred că poți să circul liber pe orice culoar din cadrul Parlamentului. Era tensiune mare totuși. Și nu pui era... stăpânire pe culoarul dintre Pro-România și USR. Nu poți să treci pe acolo, că, vezi, Doamne, e doar pentru ei. Da, am înțeles. Asta demonstrează, de fapt, tensiunea care domnea acolo și plus și momentul mizele. Când președintele tineretului social-democrat s-a îndreptat către urnele de vot și a arătat cum a votat. A fost dezamăgirea, punctul culminant al dezamăgirii. Da, am înțeles. Cred că aici e o chestie care, într-o măsură, demonstrează cât de mult rezonează clasa politică reciproc vorbind, adică reprezentanții formațiilor politice. Acum noi putem să acceptăm jocul politic. PNL, PSD, USR, Pro-România, PMP și restul partidelor care vin în alianță sau nu, dar dincolo de o luptă decentă, politică, ideologic, doctrinar, nu știu, pe baza reformelor sau pe baza măsurilor pe care un partid, o formațiune sau o alianță le poate face când guvernează, dincolo de aceste lupte, să spunem, decente și în anumite cadre, să spunem, ale permisivității politice, ar trebui să fie partide care să poată să-și dea mâna, să se poată așeza la masă, să spunem ce facem cu România pentru Europa, ce propunem, care sunt proiectele noastre, că de fapt pe noi toți ne costă, pe toți românii. Evident. Nu contează că Evident. Tu ești român din PNL, ești român care susține PSD-ul, ești român care susține PMP sau român care susține USR. Deci, deopotrivă, suntem români, trăim între granițele statului și toți suntem administrați de aceeași putere până la urmă, că Parlamentul emană Evident. De la societate. Da? Ce majoritate stabilește prin vot poporul? Da. De ce s-a ajuns aici, la nivelul ăsta de jos? Care e problema? Ce nu funcționează? Sunt prea needucați politicienii și nu reușesc să se oprească la o limită? Nu pot să emit eu asemenea opinii, nu. Sau e prea mare interesul, sau prea mare lupta, prea mare miza? Ne întoarcem la educație.
Da, la educație, da. Care este baza. Da. Și totul pleacă de acolo. Nu poți să cobori nivelul de discurs până la aduce invective de la tribuna Parlamentului. Da, Parlamentului. Da. Cred că deci acolo și o să termină. Exact. Cred că și acolo, cred că și moțiunea, calea dialogului. Moțiunea ar putea să fie practic contabilizată. Moțiunea este un exercițiu stabilit în exact. Constituție, la care apelează opoziția. Da, să știți că, de fapt, moțiunea s-ar putea să o avantajeze pe Viorica Dăncilă, candidatul dumneavoastră. De ce? Pentru că e și un joc de imagine aici. Da, e și un joc egoist de... privind, da, dar uitați-vă că pentru națiune nu este un demers care să avantajeze. Haosul ăsta care va urma până la constituirea, da. Haos, da, până la constituirea unui nou cabinet și investirea unui nou cabinet, da. Nu este în regulă. Veți că vota guvernul viitor? Nu, cu siguranță că nu avem cum să votăm. N-am votat moțiunea, nu putem vota. Ați hotărât la nivel de partid cu totul? Cu toții? Da? Da, doamna președinte a și ieșit și a și comunicat lucrul acesta, da. Da. Nu putem să ținem un cabinet condus de Sica Mandolină. Dați-mi voie să nu... Nu, haide să nu pot face lucrul ăsta. Să folosim nume și pe nume. Ludovic Orban. Așa, că e, poate părea cumva că îi aducem, îi afectăm imaginea și trebuie să fim decenți, adică dar să-i folosim pe toți. Nu mi-aparține mie. Păi nu, dar să nu folosim noi. Această... cum credeți că se va articula? Va fi un guvern mai bun? Pentru că, de fapt, motivația tuturor celor care au votat, alianței, de fapt, de păi partide... Păi așteptăm după ce guvernul acesta a eșuat, cum spune domnul președinte, care a dus creșterea economică, așteptăm să vină cu un cabinet al lui Ludovic Orban cu oameni competenți. De-abia așteptăm. Să vedem pe Turcan la educație, să vedem pe Câțu la finanțe. Da, e doar, bine, sunt doar simulări, de fapt, ale unor personalități din politică. Din politica autohtonă și membrii ai Partidului Național Liberal. Da, dar au spus că, de fapt, au și alți tehnocrați care vor veni și vor ocupa focuri. Au mai încercat și cu tehnocrații și ați văzut ce s-a întâmplat în 2016, că au eșuat lamentabil. Credeți că... Au reușit să blocheze toate autoritățile de management care... Credeți trebuiau fi acreditate să putem porni motoarele de absorție pentru fondurile europene. Da, apropo de fonduri, pe datele INS, exercițiul acesta, mă rog, mandatul PSD, are creștere cu vreo 25% de da, suntem, absorție. Suntem în media de la, europeană. Nu mai știu, 13 păi, la 36 da, sau 38, exact, ceva de genul ăsta. Exact, de la 12% cu cât am preluat în 2012. La absorție, lasă discuția de ea. Și astea sunt date care, dacă sunt la INS, nu pot fi decât datele nu oficiale. Nu pot fi contestate că sunt și certe. Și se justifică da. Pe banii europeni. Credeți că vă avantajează această perioadă de un an de zile în care un guvern s-ar chinui să ducă țara mai departe? Veți avea, poate că e șansa pentru alegerile generale următoare, din 2020. Eu cred că este șansa românilor de a vedea la lucru concret această echipă a guvernului meu, al lui Iohannis. Să vadă, în comparație cu ce am reușit noi să facem din 2016, din 2017 până în 2019 da, și să-i vedem pe ei la, de fapt, ianuarie, că să-i vedem pe ei la treabă cu economie lăsată în creștere, da? Că până acum, ori de câte ori a fost un partid social-democrat, lasă economia în creștere, construiește, lasă construcția solidă, vin cei din dreapta și distrug tot și noi trebuie să revenim, să reluăm, să reconstruim tot ce au stricat ei. Din păcate, astea sunt ciclurile dovedite în ultimii 30 de ani. Au fost, mă rog, discuții legate de, și de creștere și de administrare, de multe alte măsuri pe care, mă rog, știți cum e. Păi vede și măsuri. Acuză. Da, da, ei de deja regul. Au anunțat. 400.000 de angajați din sectorul public vor fi dați afară. No, era o cifră, nu, eliminarea. Era mai mică, parcă vreo 250.000. Au spus că sunt 400 în excedent. Dar păi că și ce înseamnă excedent? Vor disponibiliza 400.000 de, și că, mă rog, de funcționari publici. Eliminarea voucherilor de vacanță, vor începe să umble la micșorarea salariilor și ei știu să vină cu măsuri de austeritate. Pentru că s-a dovedit până acum. Știu românii foarte bine. Nu vom micșora veniturile românilor. De mâine salariile se vor diminua cu 25%. Zâmbind, ne-a informat domnul președinte Băsescu. Da, asta în 2010. Din respect față de instituția președinției. Da. Îi spun președintele Băsescu. Da, am înțeles. El nu merită.
Este o, este o, o poveste foarte lungă legată de acea decizie care a fost controversată și super controversată. Nu vom crește TVA-ul, au crescut și TVA-ul. Am făcut și noi o măsură negativă. Am scăzut TVA-ul. Da, da, și aici de la 24 la 19% dată, și pentru pachetele turistice la 5%, pentru alimente la 9%. Voiam să vă întreb acum legat de... Și era în România, cu ciuma roșie. Păi nu, dar asta e discursul public, ați văzut. De da, fapt, și era în România cu ciuma roșie. Adică încercăm să mergem până la absurd cu o minciună. E un narativ care, într-o anumită măsură, îl justifică cei din stradă pentru faptul că, mă rog, probabil partea importantă a culorii partidului și a siglelor este roșie. Și, mă rog. Dar de aici un întreg narativ care, într-o anumită măsură, se amplifică în spațiu public și dumneavoastră știți că, de fapt, sunteți conectat direct la ce înseamnă dezbaterea publică și, mă rog, confruntarea asta de idei, că de fapt confruntarea nu e doar la nivel de partide sau de politicieni sau de idei, se desfășoară și în spațiul public între noi cetățenii și până la urmă militanții, susținătorii diferitelor partide și într-o formă sau alta ele afectează societatea, vrem sau nu vrem. Și de fapt știți că vă afectează și pe dumneavoastră politicienii, că tot în societate trăiți. Bineînțeles, că doar nu da, zburăm eu, în stratosferă. E o constantă. E o constantă. Eu, familia mea, prietenii mei, cei cu care interacționez, trăim în această societate, oarecum divizată. Cum credeți da, că... Dacă ne întoarcem puțin la cabinetul acesta, care urmează să se coaguleze, să se contureze, știm care este programul lui în concret? Nu au anunțat, au spus că formează în afară de cele câteva măsuri pe care au reușit să le scape în măsurile acelea în sunt public. Anunțate ante numire, adică înaintea numirii, adică desemnării lui Ludovic Orban drept prim-ministru și, mă rog, însărcinat cu această misiune să formeze guvernul. Vreau acum să vă întreb dacă într-adevăr preluarea funcției acestea de președinte a României pentru PSD, în cazul în care, să spunem, ați spus mai devreme că reușiți să o aduceți pe doamna Dăncilă în turul 2 și ar câștiga, ar avantaja partidul într-o formă pentru, într-o formă sau alta pentru alegerile care vor urma în 2020, alegerile pentru locale din vară și cele generale pentru iarnă, în sensul în care ați avea reprezentantul în funcția numărul 1 a statului, dumneavoastră cei de la PSD? Avantajul ni-l dau cetățenii, nu ni-l dăm noi dacă suntem la putere sau nu suntem la putere la Cotroceni sau la Palatul Victoria. Este important ca după 15 ani de președinți alternând pe dreapta, Băsescu 10 ani, 5 ani, Iohannis, cred că e nevoie mai ca mulți. Societatea... 15 ani sunt? Da, 10 sunt 30 de ani. Sunt 30 de ani. Nu vorbim de ultimii 15, după Iliescu. După Iliescu. Da. Da, da, a fost ultimul președinte de 10, da, 10 plus 5, da, lui Iohannis. Și acum cred că România are nevoie de un președinte care să fie aplecat asupra problemelor actuale ale României, să asigure stabilitatea, normalitatea în România, să militeze la nivel european și la nivel internațional pentru interesele României, nu să plece la Washington și să vină cu o șapcă. Vedeți bine ce s-a întâmplat cu Polonia și Ungaria, președinții acestor state s-au întors cu vize, fără vize, accesul cetățenilor în America fără vize, li s-au ridicat vizele. Cu o înțelegere de securitate, cu garanții de securitate sporite și cu... Ne vin de niște lucruri foarte ieftine. Credeți? Cu siguranță. Da. Aici, mă rog, acum rămâne de văzut în ce măsură se vor contura aceste... Sigur, a fost doar un exercițiu de imagine. Să te duci până la Washington, să te întorci doar că ai primit o șapcă, cred că e penibil. Știți că în spațiu public au apărut discuții și vis-a-vis de vizita lui Iohannis și vis-a-vis de vizita doamnei Dăncilă, care s-a petrecut imediat după. La fel, că există imaginație dacă ne primește cineva sau nu ne primește altcineva, da, cred că e o dacă e oficială sau nu e oficială. La nivel de executiv, doamna Dăncilă a avut întâlniri cu mediul de afaceri de acolo, cu membrii ai comunităților de români din Statele Unite.
Ce părere aveți de această dezbatere din spațiu public legată de faptul că ar fi un echilibru ca președinția sau guvernul să aparțină, de fapt, pentru doi poli diferiți ai lumii politice românești, dreapta și stânga? Fie stânga la guvern și dreapta la președinție, fie dreapta la guvern și stânga la președinție. Că ar fi, de fapt, o garanție a faptului că, mă rog, sau un aspect că românii ar fi guvernați și ar câștiga din dezbaterea aceasta politică. Păi eu fac apel la memoria cetățenilor și ne uităm ce s-a întâmplat în 2000-2004, cât de bine a mers România, cum s-au închis multe dintre stegulețele de preaderare a României la Uniunea Europeană, cum România a intrat în NATO. Atunci și am ce avut, s-a de fapt, întâmplat? Guvern PSD-stânga, președinte PSD-stânga, da. Da. Iliescu iată și că România, parcă, nu? Iată că România nu a fost izolată așa cum se tot încearcă să se inducă în ultima perioadă. Da, e un discurs că, legat de că social-democrații suntem comuniști și izolăm România față de exterior. Iată că această echipă, Iliescu și Năstase, în 2000-2004 au reușit să aducă România da, în Europa și în, acele, da, și în acele zona NATO. Legate de, da, de integrare, da? Și de da, închiderea unor dosare importante legate de perioada de preaderare, care, mă rog, avea omenirea să pregătească cu oameni România pregătiți, pentru 2007. Cu un guvern competent care a negociat bine pentru România. Și cred că românii trebuie să se uite puțin în urmă, să-și aducă aminte cât de bine a funcționat economia, cât de bine au dus-o ei în perioadele cât noi am fost la guvernare, și să facă comparație cu perioadele în care cei de dreapta, conduși de Emil Boc sau conduși de Cioloș și de Băsescu, ce măsuri au luat pentru acest popor. Și cum ne-a izolat Băsescu la un moment dat față de, și de comunitatea europeană și de celelalte state. În ce sens vă referiți ca izolat? Adică au întrerupt nu comunicarea mai era, sau nu ce, mai era ce anume? Frecventabil, nu, nimeni nu îl mai primea, dacă vă aduceți aminte. Cred că, dacă nu cumva, în primul an de mandat, să nu greșesc. Primul sau al doilea, dacă nu mă înșel. Deci a existat o perioadă lungă în care nimeni nu-l mai primea, doar câteva vizite în niște state din astea nesemnificative pentru avergura României. Să ne întoarcem la politică și la campanie. Cum credeți că influențează, să spunem, din propriul provincia sau teritoriul politica aceasta de la București, politica mare, candidații, spre exemplu, pentru prezidențiale? Este important votul, e adevărat, orice vot, indiferent că e dat într-un sat sau în cel mai mare oraș al României, este egal și are reprezentare. Dar noi ne referim nu la vot dat în sine, ci ne referim la reprezentarea politică și la percepția politică a oamenilor, care într-o formă sau alta scurtă discursul, de stânga, de dreapta, de centru-dreapta, alianțelor, partidelor sau candidaților. Fiecare vot are puterea lui. Da, e unic, și, da? Da, și este algoritmul. Foarte important. Corect. Indiferent că este de la țară sau este din oraș. Noi privim pe toată lumea în mod egal. Pentru că politica se spune că se vede într-un loc, fiecare într-un fel. Dintre ei se confruntă cu diverse probleme și cu diverse provocări. Este clar. De aceea am avut măsuri de dezvoltarea mediului rural și de dezvoltarea mediului urban. Viorica Dăncilă este aplicată și este prezentă și în mediul urban și în mediul rural. Vedeți foarte bine, ieri a alternat în comune, în orașe, în municipiu. Da, a și spus, da? Că e obișnuită cu zona aceea de sud. A stat cu fiecare trăit, cetățean în parte ca de. Să afle de la fiecare cetățean cu ce probleme se confruntă. Nu s-a grăbit un moment. Și a strâns mâna cu fiecare în parte, a ascultat păsul fiecăruia, sfaturile, problemele, și lumea, să știți că a fost caldă. Da, și dacă va continua pe acest, de la țară pe acest drum, de fapt, așteaptă un semn. Acum să nu vă supraspune. Au nevoie de un președinte să fie uman. Nu să stea da, sus în turnul acela de filde uman. Și să ne dea de sus de acolo să știți că pe noi diverse toți, indicații. Nu neapărat că stăm în comune sau în sate sau în orașe, gesturile acestea de umanitate și de, să este spunem, de ce solidaritate, da, ne mișcă pe toți și adică ne face, de fapt, să vedem cu alte lucruri elementul acesta de raportare. Dar, într-o anumită măsură, cred că știți ce să spună despre politicieni. Acum să nu vă supraspune că spun,
că odată ajungi în lumea politică și în demnitățile publice, nu se mai pleacă și se duc doar la momentul votului și că de fapt e un fel de exercițiu de imagine. Și de foarte multe ori, e bine că totuși ați mers în comune, pentru că în comune oamenii de foarte multe ori simt că poate nu s-a făcut destul, poate politicienii și-au luat fața de la ei, poate că de fapt nu și-aduce demnitate de ei nimeni, că viața din orașe cumva îi pierde interesul omului ca să se gândească la politician, că reprezintă sau nu. Și asta știți, că eu de fapt e constant în discursul public. Politicienii cumva cred că joacă rolul de țapi spășitori pentru a diferite. Asta e în toată lumea, de fapt, nu numai în România. Eu cred că în ultimii ani s-au făcut eforturi și s-au disponibilizat sume importante din bugetul de stat pentru diverse programe de dezvoltare rurală, pentru fermieri, pentru înființarea de noi ferme, pentru asigurarea unui tramvai decent la nivelul satului românesc. De fapt, și aici depinde foarte mult și de gospodarul numărul 1, primarul din comuna respectivă, care conduce comunitatea de acolo, cât de bine gestionează fondurile, cât de implicat este ca unde să facă proiecte primar, și doamnă, să... în satele de acolo. Noi avem foarte multe. Avem și la grădină, da? Avem la grădină, avem la Saraiu. La Saraiu, da, era o doamnă, la Cumpăna. La Cumpăna. Unde mai aveți grădina, doamnă? Saraiu, Cumpăna. Și au fost și doamnele primar au la fost prezente, cu... sigur că da. Să o susțină pe femeia numărul 1 a Partidului Social Democrat. Iată că noi am avut acest curaj să punem și în fruntea partidului și un premier. Bine, femeie. Dar aici... Și iată că și la nivel european, dacă ne uităm la președinta Comisiei Europene, da, e Ursula tot o doamnă. Este da, e tot o doamnă. Tot o doamnă. Da. Bine, acum nu cred că românii mai au o problemă legată de gen în ce privește susținerea în funcțiile publice și noi cred că ne-am, adică noi românii mă refer, noi cei care trăim aici, nu cred că mai avem vreo problemă de reprezentare sau de imagine legată de faptul că va deveni prefect o doamnă, va deveni ministru o doamnă sau prim-ministru sau... Uitați-vă în cabinetul Dăncilă, că sunt o grămadă de doamne. Erau multe doamne, de fapt. Erau chiar la un moment dat, cred că două doamne vicepremier, plus premierul. Erau două doamne vicepremier, da. Și iată că sunt și rezultate politică, pozitive. Și în politică e dovedit faptul că doamnele, acum excluzând toată această dezbatere... Sunt implicate, echilibrate... Da. Și percep altfel lucrurile și cred că e nevoie de un echilibru. Sunt înzestrate clar de la Dumnezeu cu anumite simțuri că au care simțul lor matern. Care sunt următorii pași de campanie acum? Cum avem un program de campanie, da, de a merge în fiecare localitate din județ împreună cu staful de campanie județean. Discutăm cu cetățenii. Activați aici, nu mergeți dumneavoastră, mă rog, în calitatea dumneavoastră de deputat și să susțineți alți colegi din țară. Sunt deputat de Constanța da, și reprezint cetățenii. Da, din Constanța și mergem în fiecare localitate, de la est la vest, de la nord la sud. Cu ce problemă v-ați întâlnit? Ce vă spun oamenii generic? Pentru că bine, vă pot spune și de bine, dar cred că sunt și probleme destule. Unde practic sunt probleme mai mari așa? Ce anume considerați că nu ați reușit de fapt? Că v-ați propus multe lucruri, dar probabil că nu au fost toate reușite acum ca să intrăm și în partea asta de în realizări, într-o altă măsură. Da, mi-a spus o întrebare complicată. N-am mai auzit oamenii să vină cu probleme. Au fost la început cu probleme ce țineau de comunicarea cu instituțiile statului. Cu cine? Cu primarii? Cu cine? Cu CJ-ul? Cu prefectura? Nu, cu administrațiile publice locale și mai mult de partea de retrocedare. Am înțeles. Da. Acolo cei sunt care au avut probleme, pământuri, da? Și aveau cererile de retrocedare și sunt în așteptare de ceva timp. Și aveți mai multe... S-au rezolvat și cu dosarele de pensii, ca să-mi aduc aminte tot așa în timp ce vă spun. Da, era o problemă cu pensiile agricultorilor care erau foarte mici. Erau foarte, foarte mici. Atunci au crescut. Știu că s-au făcut sunt pensiile măsuri... minime sociale de care beneficiază toți care au lucrat în cadrul cooperativelor agricole. S-au făcut eforturi, de fapt, în vă concentrați pe orașe și pe sate sau doar orașe, doar sate în anumite zile? Aveți de ne fapt întoarcem la întrebarea noastră. Toți sunt egali. Da? Mergem și la sat și mă refer că și la votanții orașe. Mai mulți în orașe, cei mai puțini sunt în sate, dar deopotrivă, deopotrivă aveți un toți bazin sunt de fapt unde... Da. Nu.
Mergem peste tot. Și e aceeași echipă sau vă... Este echipa condusă de președintele Felix Troie, împreună cu noi parlamentarii de Constanța, cu primarul localității unde mergem în sau vizită. Primarii, dacă sau sunt două, primarii, trei da, localități, da. Cu președintele Consiliului Județean, cu echipa Domnul de Suțianu. Consilieri județeni, cu toată lumea implicată am politic. Înțeles. Cum i-a sfătuit pe tineri să se ducă în politică sau nu? Tot timpul îi susțin și îi motivez să Cât intre de în politică. Promițătoare e Pentru că viața de și eu acolo? am intrat acum 15 ani în politică și cred eu că eram destul de tânăr, alături de primarul Decebal Făgădău. La tineret? Ați fost colegi, da? Am fost colegi, eu chiar am fost câțiva ani buni președintele Tineret, că Tineretului știu, știu asta. Social-Democrat. N-am mai întâlnit emisiuni și am discutat atunci când erați președinte Tineretului Și Social-Democrat acesta e pe sfatul Organizația meu, Constanța. să se implice, să vină în politică, să aleagă unde crede ei că se Ce regăsesc v-a determinat să intrați cel în mai bine. politică? Care a fost, de fapt, motivația principală, substanțială? Așa am simțit la momentul acela, că e momentul să fac pasul către politică, să intru într-o echipă Și după care îmi 15 ani plăcea. considerați că a meritat? Eu cred că da. Da? Eu cred că da. Asta e bine, dacă Acest considerați că a meritat. pas cred că a meritat și eu zic că se vede și rezultatul. Am înțeles. Mai sunt 2 minute, 2-3 minute și aș vrea de fapt să facem un fel de predicție așa. Considerați că are șanse mari PSD-ul să câștige un loc bun? După experiența zilei de ieri și a zilelor anterioare, eu cred că vom avea un scor mult mai bun și revenim la scorurile pe care Partidul Social Democrat le înregistrează de obicei la aceste alegeri. Comparativ cu alte campanii, cum vi se pare campania aceasta? E decentă? E... E mult mai decentă față Da? de campania și modul în care s-a desfășurat campania de la europarlamentare. De ce? Deși acolo miza nu e mai mare decât cea de la președinte, de la prezidențiale, de ce a fost atât de mare Nu a fost, da, stigmatizarea raportaj? lui Dragnea în răul suprem și dracul pe pământ a dus la un comportament neadecvat din partea unora, alimentat și de cei de la USR și un pic de la liberali. Și Păi cred bine, asta că, o făceau pentru că erau în opoziție. Toți fac asta în opoziție. sigur, dar nu poți să vii și să arunci invective în spațiu public. Vă referiți la anumite limite care nu pot fi trecute, La nu? plăcuțele mașinii suedeze sau... Da. Acolo a fost Da? un afront instituțional, dar mă rog, Nu în fine, e o poți, poveste... că te Cred întreabă că copilul ține tot de acasă educație. Tot, cred că tot de ce educație ține. înseamnă Da. Tot de educație cuvântul ține ăla și de pe asta. număr Până la urmă, și... dacă aș avea să reproșez ceva unui partid sau Nu unui poți să lider, cobori aș face limbajul la o nivelul scrisoare acela. publică și aș da o decentă și aș spune ce nu convine. Dar ca să afișez plăcuțe, da, într-adevăr, adică e o chestie E prea care ține mult. de decență. E prea Decență și mult. de educație. Mulțumesc foarte mult că ați fost prezent și Mulțumesc și pentru eu pentru faptul că am invitație. putut discuta sincer. E foarte important, nu doar pentru noi doi. O veți regăsi de fiecare dată la Partidul Sunt Social convins, Democrat noi și ne la noi. cunoaștem de ceva Da, și în vreme echipa și de la știu că Constanța. sunteți sinceri în discuții, chiar dacă temele sunt plăcute sau mai puțin plăcute. Cu Sunt și minciuna întrebări te prinde la un incomode. moment dat și s-ar putea să fie păguboasă. Cred că ne avantajează pe toți această discuție sinceră, deopotrivă și pe dumneavoastră politicienii, indiferent din ce partid faceți parte și pe cei care ne privesc, pentru că într-o măsură sau alta reușim cumva să ne poziționăm și să creăm o perspectivă mai bună și pentru cei care aleg și pentru cei care sunt aleși. Succes în ce faceți și în Așa să ne ajute campanie, Dumnezeu să pe se toți. întâmple cum vă doriți și probabil că ne vom reîntâlni aici și poate după campanie sau chiar și înainte să discutăm despre vot și despre scoruri și despre multe alte lucruri. Oricând, oricând, Mulțumesc cu mare frumos! drag. Seară frumoasă! Să avem cu toții seară bună. Doamnelor, domnilor, am încheiat această ediție specială. Invitat a fost domnul deputat George Vișan din Comisia de Economie, Reformă și Privatizare, așa cum îl prezentam mai devreme și, bineînțeles, domnia asta este deputat de Constanța, atunci în circunscripție al județului Constanța, face parte din grupul de parlamentari constanțeni și, evident, cum spunea domnia sa, din staful de campanie al doamnei Viorica Dăncilă pentru alegerile prezidențiale. Am discutat despre pro și contra, argumente, am discutat despre perspective și, de ce nu, pentru persoane
sau produse politice care, într-o formă sau alta, sunt apreciate sau nu de cetățeni. Vă vedeți ce se va întâmpla în ziua alegerilor. Până atunci o să discutăm despre politică, despre campanii și, de ce nu, despre modul în care se poziționează candidații. Eu sunt Ana Chetușa, ne vedem la o altă emisiune, la o altă ediție specială. Până atunci, toate cele bune și la revedere!